Vremea va fi frumoasă, dar rece pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord. Dar iată pe larg datele meteo. În județul Arad, vremea va fi frumoasă, dar rece, cu cer senin. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord. Minima nopții va fi de minus 8 grade Celsius la Arad și minus 7 la Șiria. Mâine vremea se menține frumoasă, dar rece, iar cerul va fi variabil. Izolat va fi ceața asociată cu depunerea de chiciură. Temperaturile maxime vor fi de 3 grade Celsius la Arad și 0 la Șiria. În Careș Severin, la noapte, vreme frumoasă, dar rece. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord. Cerul va fi senin, iar temperaturile minime vor fi de minus 8 grade Celsius în Reșița și în Caransebeș, minus 7 grade în stațiunea Băile Herculane și minus 6 în Oravița. Și mâine, vreme frumoasă, dar destul de rece în județul Careș Severin, cu cer variabil, dar și ninsori slabe la munte. Vântul va sufla slab. Maximele vor fi de 5 grade Celsius în Oravița, Reșița și Caransebeș și 5 în stațiunea Băile Herculane. Și pentru Timișeni, vreme frumoasă, dar destul de rece pentru această noapte. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord. Dimineața va fi ceață asociată cu depunere de chiciură. Minimele sunt de minus 8 grade Celsius la Timișoara, Jimbolia, San Nicolae Mare și minus 7 la Lugoș. Mâine în Timiș vremea se menține frumoasă, va fi însă destul de rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Maximele vor fi de 4 grade Celsius în Jimbolia și 3 în San Nicolae Mare, Lugoș și Timișoara. În Timișoara, la noapte, vremea va fi frumoasă, dar rece pentru începutul lunii martie. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla moderat dinspre nord. Temperatura minimă va fi de minus 8 grade Celsius. Mâine, vreme destul de rece în Timișoara. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 3 grade Celsius. Joi, vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi temporar noros. Izolat, la munte va ninge slab. Vântul va sufla moderat din sector estic, cu intensificări în sudul Banatului. Noaptea și dimineața va fi ceață în zonele joase. Minimele vor fi de minus 3 grade Celsius în Arad, Careș Severin și Timiș, iar temperaturile maxime vor fi de 6 grade Celsius în Careș Severin și 7 în Arad și Timiș. Vineri, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Izolat vor fi precipitații mixte slabe. La munte va ninge. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord. Noaptea și dimineața va fi ceață în zonele joase. Minimele vor fi de minus 2 grade Celsius în Timiș și minus 1 grad în Arad și Careș Severin, iar temperaturile maxime vor fi de 7 grade în Timiș, 8 în Arad și 9 în județul Careș Severin.